În 2019, după ce terminasem, editasem de fapt, apăruse la casa de editură Max Brecher, condusă de poetul Claudiu Comartin, cartea mea Memoria unui mort este memoria mea. Am avut gândul unei noi cărți de poezie, desigur nu atât de repede cum s-ar presupune, dar în timp se contura, în care să vorbesc despre un soi de erou tragic. Eram interesat de conceptul lui Aristotel din poetica Hamartia, căderea eroului tragic, ceea ce se petrece în tragediile grecești și foarte rar în tragediile moderne. Atunci am studiat puțin, ca să zic așa, fenomenul, nu foarte mult, și am avut o priză, ca să spun, la un subiect în care mă vedeam pe mine într-un soi de ipostază evident căzută. Noi trăim într-o lume în care, cum spune marele nostru scriitor și inițiat Vasile Lovinescu, avem atenția la coj, nu la miez. Chelifa le numea el în tradiția sufită, urmându-l pe Genon și pe alți reprezentanți de acest tip. Eram așadar preocupat de felul în care eroul își încheie socotelele cu lumea asta și m-am apucat să scriu niște versuri la început, care mă trimiteau la copilărie și apoi la un soi de creștere, de maturizare, un soi de vârste biologice și poate spirituale prin care nu știi când treci, pentru că de asta e copilărie, și prin experiențe aparent minore, dar care pot fi inițiatice și pe care le decodezi abia mai târziu. Rostul poetului ăsta este să gândească cu o minte proaspătă, nu neapărat matură, propria sa imaturitate. Inelele de timp, inelele de experiență, inelele de existență sau de texistență, cum ar spune adepții textualismului. Am scris chiar un poem care se numea Hamartia și în, ca să spun așa, naivitatea mea, credeam că ăsta va fi și un titlu de carte, ceea ce nu putea fi adevărat, pentru că ar fi dus imediat la tot felul de interpretări, de conjecturi și cred că ar fi dăunat și poeziei. Dar am păstrat acel nucleu și am continuat să scriu, iar cartea a ajuns la un final, la un rod al ei, în mai multe poeme lungi, pentru că revenisem la poemul lung, cum făcusem altă dată în Folfa sau în Finkler, și a ajuns la un rod al ei, cred că la finalul anului 2020. Au fost așadar probabil 2 ani de muncă, nu foarte intensă, dar uneori accelerată în funcție de felul în care îmi vedeam și îmi proiectam poemele, după care m-am oprit pentru că am vrut să le las, cum se spune la noi în tradiția noastră populară, la dospit. Eram deja atacat de un alt gând care survenea la finalul anului 2020 și ce fac cu cronicile mele despre poeți pe care le înșirasem de-a lungul anilor prin reviste și dacă le pot da un contur de carte. Acest contur de carte s-a profilat începând cu ianuarie 2022, când am reușit să înșghep, ca să spun așa, și să dau sens unor cronici la care am adăugat mai multe studii. A fost o perioadă foarte intensă de lucru atunci, de lecturi și de relecturi sau de adâncire ale unor cronici pe care le scrisesem, nu atât de multe, dar de scrierea unor cronici noi, poeți pe care aș fi dorit să iau în acest angrenaj al meu poetic, pentru un soi de panoramă personală și de gust, evident, nu pentru o istorie a literaturii române contemporane, cum ar fi unii tentați să creadă. Am reușit să termin pe la sfârșitul lui mai această muncă și am reușit să discut cu o editură care a acceptat proiectul meu, acela de a publica 70 de poeți într-o ediție critică de gust personal, repet, care s-a numit Manualul Vânătorului de Poeți.
Cartea a apărut la o editură micuță, Hoffman, care mai degrabă se ocupă de reeditări, dar și de apariția unor cărți de autori contemporani. Și editorul a considerat că ar putea să o tipărească în două volume, iar auzind acest lucru, pentru că eu îmi închipuiam că poate fi doar un volum, i-am propus pentru cititorii mai puțin obișnuiți cu digresiunile critice sau cu un anumit tip de hermeneutică, greoi poate pentru ei, să facem o antologie scurtă cu câte un poem din cei 70 de poezi pe care eu îi comentasem. S-a numit Românce de colecție, 70 de poezi români, 70 de poeme de colecție în selecția lui Nicolae Coande. I-am spus Românce de colecție pentru că m-am gândit cu un soi de candoare puțin jucată, evident, că toate aceste poeme sunt românce de colecție. De aici femininul. Cei care vedeau pentru prima oară cartea considerau că este vorba de o selecție din lirica feminină românească. Nu, era vorba de poemul ca atare. Poezia este Carmen, așadar are o etimologie feminină la începuturile sale. Cartea a fost lansată în septembrie 2021 și de atunci am avut câteva reacții, nu atât de multe pe cât aș fi vrut, dar nici nu mi-am închipuit. Am avut plăcerea de a fi comentat de poeți sau de critici literari cu ștaif, începând de la Liviu Antonesei sau Mircea Burțilă, care au scris recenzii în reviște din țară. Mircea Burțilă a fost foarte generos, am făcut un interviu amplu cu el în revista Argeș și în care am vorbit pe marginea acestei cărți. El însuși lucra la antologia lui de poezie obzecistă, pe care a publicat-o între timp, o carte de aproape 800 de pagini. Iar mai târziu, reputatul exeget, profesor universitar S.I. Ștefan Borbei, a scris o cronică foarte comprehensivă, care m-a bucurat foarte mult prin atenția pe care a acordat-o comentariilor mele despre poezie, precum și acuitatea pe care a pus-o la bătaie pentru a decela acele linii de forță care ar constitui, la un moment dat, cred eu, punctele forte ale cărții mele, căci există și puncte mai puțin forte. Am scris așadar despre poeții care sunt circumscriși unui arc de timp, începând cu anul editării, de 50 de ani, de la Virgil Mazilescu, care a debutat în 1968, un poet al zonei după locul nașterii, Corabia, până la Radu Nițescu, care este unul dintre poeții notorii ai generației tinere, publicat la editura lui Claudiu Comartin, casa de editură Max Brecher. Am prins așadar și câțiva poeți tineri din ultima promoție, sau poate penultima, căci nu mai știu nici eu totul, și am vrut în acest fel să am o privire oarecum sintetică, organică, cu promisiunea unei reveniri atunci când lucrurile vor fi posibile și a unei împliniri a acestei cărți, care i s-ar mai adăuga, după gustul și după mintea mea, 70 de poeți. Am făcut acest lucru, cum scriu și în argumentul cărții, dintr-un soi de încredere pe care o am în faptul că un poet poate să descifreze nemijlocit poezie la fel de bine ca un critic literar, dincolo de instrumentarul diferit pe care îl folosește față de acela, dar și pentru că există o prospețime a privirii, ca și un soi de camaraderie până la un punct, care este benefică receptării. Așa cum îl citam pe Marcel Proust, pe care îl tradusese Irina Mavrodin în 1981, într-o carte apărută la editura Univers, în care vorbea despre faptul că nu este nevoie să fii critic pentru a citi proză sau poezie, ci este nevoie să fii poet sau prozator. Pentru a-i putea citi și pentru a-i putea aprehenda, ca să folosesc un termen ușor scorțos. Am avut bucuria să scriu despre numeroși poeți valoroși în viața ai generației 70, promoțiilor 70, 80, 90, respectiv 2000, dar și melancolia de a trata
opere finite, opere încheiate ale unor poeți care au dispărut dintre noi, unii din păcate prea tineri, și amintesc aici pe Mariana Marin, pe Andrei Bodiu, pe Patrel Berceanu, chiar coleg și prieten al nostru aici la Craiova, unul dintre tinerii frumoși care erau în jurul lui Marin Sorescu în perioada în care acesta încerca să contureze o revistă Ramuri de nivel național, nu doar de nivel local, și chiar cu valențe europene și cu carate artistice indubitabile. A apărut așadar o carte care este rodul unei pasiuni și a unei intenții a mea, aceea de a arăta că un poet se poate descurca foarte bine pe terenul său favorit, acela al poeziei. Receptarea pe care o fac poeții de regulă poeziei poate fi considerată ușor liricoidă de către unii sau pletorică. Am încercat să înlătur aceste scorii ale interpretării și să fiu foarte aproape de ceea ce este miezul, esența poemului, chiar dacă esența poemului ne scapă. Exact cum ar spune un vers al lui Cristian Simionescu, un alt mare poet plecat dintre noi acum câțiva ani, vorbind despre acel nebun care a lovit centrul apei. Centrul apei este greu de localizat, este greu de cartografiat, este greu de lovit, este însuși miezul ființei. Poetul are această comparație formidabilă, prin care ceva care scapă mereu atenției, privirii, puterilor noastre de captare, continuă să pulseze viu și neobservat chiar, dar intuit. Repet, este o carte pe care am dorit să o aduc pe lume pentru că mi-am dorit ca poeți frumoși, poeți puternici, poeți singulari, poeți singuratici, unii dintre ei neîncadrați în canoanele oficiale ale epocii noastre, care nu duce lipsă de turpitudini și de astfel de canoane și canonizări care sunt rodul doar al unor minți care doresc controlul, nu doresc diversitatea în mod deosebit. Mi-am dorit așadar să aduc un omagiu acestor poeți care sunt în afara politicilor sau luptă pentru o independență asumată uneori, alteori discret asumată, dar care sunt fiecare dintre ei personalități neînrolabile, ca să spun așa. În măsura în care voi mai putea să mă înham la un astfel de proiect, aș dori să continui, poate aducând în lumină și alți poeți, conturând astfel o carte, ca să spun așa, de gust personal, ca o amprentă a mea personală. În ce privește poezia mea, după ce am terminat, repet, cu structurarea acestei cărți despre poeți, manualul vânătorului de poeți, cum i-am spus eu, pentru că mi-am dorit să fiu unul dintre acei vânători care sunt vânați, practic, de către pradă, am revenit la cartea pe care o lăsasem la dospit și așa se face că în martie-aprilie 2022 am publicat la editorul meu Claudiu Comartin, casa de editură Max Brecher, cea de-a treia carte a mea publicată acolo și cea de-a zecea All Time. Este o carte, așa cum începusem să spun, care începea prin a crește succesiv în inele de vârstă, de experiență, de intuiție sau chiar de ieșire din propria comoditate și persoană, așa cum trebuie să încerce fiecare poet, pe care am lucrat-o în 14 cânturi, a câte 7 secvențe fiecare, cu un prolog care se numește O dimineață de primăvară și cu un epilog care închide oarecum, să spun așa, un cerc început, cel mai bun dintre noi. Între aceste două pagini
se desfășoară candoarea, mirările, uimirile, revoltele unui poet care nu a încetat să creadă în acel dicton care ne spune că atâta timp cât rămânem copii, reușim să rămânem noi înșine, să fim proaspeți mereu, să nu îmbătrânim. Sunt mai multe vieți amestecate aici, în această carte pe care o propun unui cititor, care ar trebui să aibă răbdare, dar și să urmeze un soi de fir poematic și existențial în care îl chem în diversele mele lumi sau în diversele mele ipostaze, acolo unde mă arăt, repet pe rând, copil, unde mă arăt matur, unde presimt adierea unei bătrâneți pe care nu mi-o pot închipui, pentru că sufletul oricărui poet care a scris pe lumea asta nu se poate închipui vreodată bătrân, dar și al fiecărui om care știe că păstrează în el acea rezervă, acea candoare până la vârste înaintate. Iar poezia este unul dintre seifurile sau tezaurele sacre care reușește să păstreze acest izvor de apă vie, care ne duce mai departe în viață și în existență. Poate că există un dincolo, poate că există un dincolo al poeților, nu doar al oamenilor care îi spășesc aici în vieți și care se reîntorc apoi într-o lume pe care nimeni nu o cunoaște, dar pe care fiecare o presimte după sufletul și după spiritul său sau după exercițiul său de autodisciplinare pe care îl presupune orice existență umană aici. Nu avem noi în această parte de lume acea filozofie a reînvierilor succesive, așa cum au budiștii, dar este posibil să credem că există o lume unde chiar versurile noastre, să spunem, sau gândurile noastre ne așteaptă, adeverind că ceea ce am fost cândva aici nu a fost doar o iluzie vană. Cu astfel de lucruri poate se ocupă poezia, încercând să tezaurizeze un timp și vieți umane într-un soi de capsulă a timpului și să păstreze o fărâmă de frumos din lumea pe care am vizitat-o. Poate că Goethe avea dreptate, poate că suntem oaspeți pe acest tărâm întunecat, el care a scris Faust și care a avut nenumărate conciliabule cu Mephisto, care în mod sigur l-a vizitat în momentul în care scria poemul Nemuritor. Dar poate că există și acea geană de speranță, de lumină pe care o întrevede Dante la sfârșitul cărții sale epocale, acolo unde paradisul, atât de puțin citit de fapt de mai toată lumea, pentru că infernul atrage nu-i așa atenția și privirile, nu este doar o imagine pe un cer pictat eventual de un scenograf sau de un înger dotat cu simțul mirajului și al artei mirajului. Poate că lucrurile astea sunt presimțite de abia de poeți care, încercând să se elibereze, cum spuneam la începutul intervenției mele, de cojile, de zgura acestei materialități agresive, pot să ne dea un semnal despre o lume în care ceea ce spunem se și întâmplă, iar ceea ce gândim este perfect adevărat pentru ființa noastră eternă.